Serviciul de asistențe sociale din raion s-a îmbogățit cu un centru multifuncțional de zi destinat vârstnicilor și copiilor cu dizabilități. Centrul Recunoștință, situat lângă Spitalul Căii Feroviare din orașul Basarabeasca, a fost inaugurat oficial. Ceremonie de inaugurare a instituției s-a derulat în aer liber pe terasa clădirii. La eveniment au fost invitați reprezentanții ai FISM, Ministerului Protecției Sociale și Familiei și, desigur, cei care vor beneficia de serviciile acestui centru. Noi, pensionari, am așteptat cu mare nerăbdare deschiderea acestui centru. Suntem foarte mulțumiți. Părerea mea este una bună, deoarece trecând în fiecare zi pe lângă această clădire, eram curios ce va fi mai departe. Eram bucuros că și la noi se construiește ceva, măcar ca amintire. Mare mulțumesc celor ce au contribuit la construirea acestui centru. Suntem foarte recunoscători că ei nu au lăsat privirea față de pensionari. Chiar și așa, unii dintre pensionari au susținut că încă nu știu dacă vor frecventa acest centru. O să veniți aici în fiecare zi? Nu cred. Charlie mă dor tare. Nu-i chiar așa aproape. Potrivit directorului Centrului Recunoștință, Valentina Nicolaev, centrul va putea deservi câte 50 de persoane pe zi. Datoria noastră este să ajutăm celor nevoiași, copiilor și bătrânilor. Aici ei vor primi cele necesare de ce are nevoie un om, adică hrana, căldură, îngrijire medicală și igienică și nu în ultimul rând comunicarea. Centrul zilei în două crâla. Первое крыло, вот мы находимся сейчас в тренажерном зале. Centrul este împărțit în două secțiuni. Acum ne aflăm la sala de fitness, mai departe urmează cabinetul psihologului și două odăi pentru copii. Una pentru joacă, iar alta pentru odihnă. Acolo sunt câteva patru unde micuții pot să doarmă în timpul zilei. Aici sunt toate necesare pentru a duce un mod de viață normal, ca acasă. În afară de Centrul Multifuncțional Recunoștință, în raionul Basarabeasca, în curând va fi deschisă încă o instituție de acest gen. Este vorba despre Centrul Comunitar Speranța din satul Sadaclia. Construcția lor a fost posibilă datorită unui proiect câștigat de Consiliul Raional Basarabeasca în comun cu Secția Asistență Socială și Protecția Familiei în anul 2009 la Fondul Social de Investiții din Moldova. Plănuisem ca să câștigăm, ca să măcar unul să-l câștigăm, dar la final vreau că au fost câștigate amândouă proiecte. Între acestea multifuncționale sunt preconizate pentru servicii sociale. Noi în Basarabeasca problema stă care, că noi nu avem obiecte care să ne dea posibilitate să creăm servicii, să acordăm servicii sociale persoanelor cu dizabilități, persoanelor în etate. Costul total al lucrărilor de construcție ale ambelor centre se estimează la circa 4,5 milioane de lei și încă 4 milioane alocate de FISM pentru baza tehnico-materială.